Un vânător a fost ucis în Turcia de un glonț tras involuntar din pușca sa de către propriul său câine. Bărbatul în vârstă de 32 de ani a plecat împreună cu 4 prieteni la vânătoare în munții din regiunea Samsun de pe coasta Mării Negre. În timp ce se afla la mașină pentru a pleca spre o altă zonă de vânătoare, unul dintre acești prieteni l-a ajutat să-și urce câinele în părbagaj, moment în care patrupedul a apăsat cu lăbuța pe trăgaciul puștii și a declanșat astfel tirul letal. Victima, care devenise tată cu numai 10 zile în urmă, a fost atinsă de glonț direct în gât și a murit pe loc. Autoritățile continuă investigațiile asupra acestui eveniment aproape imposibil pentru a stabili dacă într-adevăr este vorba despre un accident. Vestea acum că un vânător a fost ucis în Turcia de către un glonț tras involuntar de pușca sa de către propriul câine a șocat toată țara. Și deși pare incredibil de crezut faptul că acel patruped ar fi apăsat pe trăgaci, în acest caz se continuă cercetările, relatează mesajul.ro.